Mama este inima care plânge pentru tată, care se îndoptește pentru tată. Lacrimile mamei greșeze și cărarea către înghiere pentru a ști copiii din nemușitori, într-o vreme care ceeași cred că moartea are ușul în cuvânt. Rugăciunea mamei pentru copilul ei are ultimul cuvânt, oricât de mare este copilul. Copiii din corul feciorii Brâncoveni, coordonat de doamna profesoară Angela Moraru, se reunesc încă o dată pentru a interpreta trei piese minunate. Să-i ascultăm!